Curaj TV, libertate în exprimare. Trăiește-ți libertatea! Bună ziua, domnul condamnat Mocanu Pavel. Dumneavoastră ați fost supus unui comportament neadecvat, provocator, care până în final, mâinile vreau să le văd, din spusul dumneavoastră am aflat că v-a dus până la dorința de a vă sinucide. Corect? Da. Ia n-arată mâna și la... Și așa tot e tăietă, da? Da. Deci de repetate ori, pentru atât de insuportabil vă simțeați, încât deja nu ați mai putut răbda, da? Da. Eu discutam măcar și-o pendent ce ar lui cu tine cazul dat, s-o lua cu explicații. M-a întrebat de ce mă utilez și mișerul să fiu etapat, dintre care eu mi-a spus că mișerul etapă este să mă duc pe greva foamei, a să faci mășa că să te liberezi, zice, cu șarul înainte. Deci au avut loc amenințări. Da. Păi depus vă plângere pe dânsă. Nu, știu, nu ies scrisorile de lor. Nu ies scrisorile din penitenciar. Mi le rup. Dar pe ce nici cutii poștale? Și le ăla care ți-a dat fără cărțos vrădit, canatul, așa lucrați din regim, da? Cărțos da, spânzări. Da, mânzărare Anatoliu. Anatoliu Mihalțov, recanatul este spânzări, da? Da. Dar el și are un comportament așa neadecvat. A fost deținut în celulă. A fost deținut în celulă numărul 1, unde în fiecare dimineață mă trezeam cu șoareși și spernă. Șoareși, buzgani. Până am venit eu, Rusul Iuriu, și ne-am ridicat de acolo, da? Da. Dar cum i l-a chemat pe Rusul Iuriu, l-a chemat conducerea penitenciar, sau șeful l-a chemat și i-a spus? A treia zi la rând, când m-am tăiat și am înghețat lămii de la stanași de berberit, am crezut că a intrat miliția în cameră să mă liniștească, păi, să-mi schimbe bandajul. Dar deja a intrat Rusul Iuriu și m-a luat sus. Tu știi că nu-ți permite da, să prinde celul între altul. Da, ați spus că ați înghisit careva obiecte de metal, da? Da. Și ați fost, nu știu, investigat, medici? Am fost scos în, pe teritoriul Prănistrovei, da, în spitalul din Bender, pe care mi-a făcut rentgen și trebuie să fiu etapat la prunca a doua zi. Trebuie să am intervenții chirurgicale. Vitalie Grav, glavvrač, a slujit un caz, a schimbat mâna aici. Pruncă din chestie, colonus chirurg. Bă, dar tu ai depus bunșuri de plângere aici pe acțiunile lor conducerea administrației penitenciar. Psiholog cu tine a discutat, dar și nici nu-i psiholog, doamne, cu un an de zări. Niciodată nu-i discutat psiholog cu tine ca să intervină, să te includă în grupa de risc, condamnați care se automutilează 10 ori pe dânsul, să includă în grupa de risc și cu dânsul să... Dar la mediune luat, când te-ai 500 ațele de mână? Te jur, nu-i. Colaboratorul. Ai stamant care te-am luat eu azi, te suștem ca Grișă, da? Da, da. Da, de Grișă. Supravictorii. Da, trebuie să-i aflat familia lui. Dar și eu am fost la data de 21.06.2019 și trebuie scrisul cel care a fost supravictor la postul numărul 10, cât ești. Și-o. Tu lemnele le-ai mâncat, e te, ce-ai făcut? Am înghițit lemn. Am înghițit 3 zile la rând. Dacă ia zile la rând, am văzut că nu vor spări și nic să mă duc la spitalul numărul 16 Pruncă. Aveam probleme de stomac, am văzut că nu au nicio reacție și am și pus mata omului. Bă, dar eu înțeleg, dar pentru și tu închis singur într-o cameră, să lucrezi la dânsul pe degeaba, să cum, pentru și tu, așa, să faci lucrezi la ăștia plătmăi, da, nu mai să lucrezi. M-au îngrajat cu lumea criminală ca să spui la cale, să mă ușeg, unde să mă prindă. Dacă nu vine eu, știu eu, acolo și de să nu puteai să mori în cameră, știi, da? Mi-a spus că să mă liberesc și apă înainte, deci. Este înăcealnic regimul, da? Anatolie Mihalovici, da. Cu Manzare. Dar cu regimul ai discutat deodată și comportamentul ei. Cum se uitau ei la toate lucrurile astea? S-o spune eu, ești automatilează mai departe. Nu, nu-i tot cum. Ești stai. De 3 ori am fost scos pazilionul, m-am bolnit în Belier. A venit urgență. Și nu a reacționat nici ca acum. Nici ca acum. Da, scrisori de aceea sfârși. Dar și aici puteți condamna să așa îi pune să trag material prin construcții, dacă vrea să trăiască Guinness, beneficiezi de internet, de telefon bun, de condiții bune. Puteți, da?
Deci, de atâta l-a chemat pe Rosu Iure și i-a spus că el pe Mocanu cu tine în celulă, ca nu scrie pe noi plângere, splâng, că las noi cu procurora să reșim întrebările aici pe loc și tot și pe normal. Atunci trebuie sразу imediat să depui plângere și să indici că la caz de sinucide și la provocări a fost pus, înțelegi? La care a fost nevoie să pui capul zâlei și nu a intervenit, înțelegi? E așa și eu comunicat lui Rosu Iuri, te duci și discuți cu dânsul și dacă el nu dorește ca să deții cu tine în celul, trebuie să faci așa ca să deții și să-l maltratieți, ca el pe viitor nu se mai automatileze, este cerințele noastre. Dacă nu le explici lui dânsul, noi vin cu precheziția. Și Rosu a venit și ne-a povestit nou ce s-a întâmplat cu cazul tău. Noi am spus, eu las vii dacă e băiat normal, dar când am văzut prin citete, noi singuri ne-am spărit. Da, după ce te-ai automutulat, după ce ai vrut să sinucizi, în continuare ai fost deținut de unul singur în cameră? Nu. L-a dat pe unul? L-a dat pe unul.